Ai obosit, domnul Bogdan? Cum e? Normal că suntem mulți. Sunt, nu? Câți mai aveți în finală? 7. O, aveți, aveți. Da. Aveți, stați bine. Și tot așa v-ați programat pentru locul 1? Cum e? Ar fi prea frumos, nu? Ce frumos ar fi, da. Chiar credeți că merge ulciun așa de multe ori la apă? Ați adus porumbei în rudis cu masculul de anul trecut? Ca și familie? Da. Da, nu? Tot timpul. Sunt o familie la mine, acolo, da, toți. Da. Dacă nu sunt foarte apropiați, sunt mai depărtați toți. Cum s-au mișcat până acum? Sunteți mulțumit? Acum, acum vine mulțumirea, acum vedem, până acum a fost joacă. Cupa pe masă, da? Da, acum, acum să vedem ce se întâmplă. Am înțeles că au jur de 1000, nu? De metri pe minut. Acum a scăzut, da. A scăzut la 1000, așteptam să intre, 1100, am zis că intre, da? Vântul din nou își face... Ai noastră sunt obișnuiți cu vântul din față, am văzut. Păi da, am trecut era și Bulgaria mereu și în campionat și... Da. Păi da, acum a fost mai greu, a fost cu 700, vei... Da. Păi, deci da, mai avem de așteptat, nu? 5 fără. Eu zic că ar trebui să iei, dar trebuie să fie mai bună ruta asta, pe Rezovo, decât unde a fost acum un an. Acum un an a fost mai păsut și e o rută mai grea, am observat și noi în campionat. Exact. În schimb, Rezovo a ieșit bine și la noi în campionat. La asta aveți ceva? Cum? La asta, la categoria asta, aveți vreun vorbel dintre da, cei 7? Nu, primii 7 nu. Nu, dintre cei 7 care v-au rămas în finală. Dintre cei 7, da, am locul 20 și 21 sau 21-22, ceva de genul. Bun. Sunt pe prima pagină și eu. Da. Hai să vedem ce o să fie. Am avut la prima, la treia etapă, am avut un locul 1. Frumos. Da, da. Acum, acum vine greu. Așa e, da. Acum vine frumos. Așa e, da. Văd că stați mai în picioare, vă uitați după ei frumos. Așa nu? Sunt, așa fac și acasă, că de-aia m-am și lăsat de joc cu maratoanele, că n-aveam răbdare să aștept. Da, da. E greu, nu? E grea așteptarea asta. E foarte grea. E foarte. Nu sunt o fire prea calmă și... E... Așa e greu. Așa de-aia am și renunțat la, la jocul cu maratoanele și am insistat doar pe etapele de viteză de viteză general. Bine, viteza mai puțin, nu? Am eu pentru categoria viteză, dar... În campionat cum a mers anul ăsta? V-a mers bine? E, acum 2 ani și capă munte, nu au avut numere nici prea mare, vreo 20 ceva de zburători, dar... Foarte prost, foarte prost. Și la mine și cam la toată zona noastră. Pierderi, nu? Nu neapărat, neapărat. Pierdere, că nu astea sunt probleme, pierderile, că vor să pierd 90% în vorbei sau 95% în vorbei, să rămâne aia 5-6 care au făcut sau 2. Dar nu prea s-au legat cu peșterile astea, la mine cel puțin, și mă uit că nici până jur nu prea s-a legat pe la colegii mei, cine știe ce, cu ruta asta de peșterea. Da. Asta e, trebuie să ne facem vorbei pentru acolo, dacă acolo se vrea să jucăm. Dar se menține ruta de zbor și la anul? Nu știți încă. Asta e o, asta e o surpriză până la primăvară. Eu ne cunosc cu până. În ultimii 6 ani nu s-a menținut decât un an și acum 2 ani ruta. În rest nu s-a menținut acum, nu știu. Așa ar fi normal să menținem o rută de zbor, să știm ce avem de făcut. Așa e. Da, asta e. E. Am câteva categorii de vârf și la noi la, la club, că în rest pe județ, la județ am și la județ în primii 20, am un loc cu 19 la Fond Golf Tineret, la Fond Golf. Da, da. O femeluță, în rest slab, slab la mine cel puțin, slab. Pentru club sunt bine, dar la, nu asta mă încălzește. Da, nu clubul vă interesează în mod... Adică la categorii care îmi plac mie sunt bine pe club. Sunt unul la general porumbel și singurul. A să vedeți ce rută bună avem în tot clubul. S-a făcut un singur porumbel general și ăla e al meu. Bine, putea să fie la oricine. Dar cu un porumbel, vă dați seama, nu se face primăvară. Deci clar nu jucăm ce trebuie. La demifond, la fel. Matur, tineret, un porumbel 2. La fond, ce să vă spun, am locul 2 la crescător, locul 2 matur, locul 2 tineret. Astea sunt categoriile care îmi plac mie, da. De fondul generalul și fondul. Dar nu jucăm ce trebuie pentru că nu poate, nu putem să ajungem la nivel înalt, nu neapărat eu sau de oamenii din zonă. Nu vă ajută nici ruta. E o problemă când toată zona, adică din atâția sute de crescători și atâtea mii de porumbei, nu reușește nimeni să intre în top 10 național sau în top 20. Mai ales înseamnă că ceva nu e în regulă. La numericul pe care l-a de Prahova, da. Exact. Când acum 7-8 ani de zile, când se juca ce trebuie, sau acum 10-15 ani când se juca ce trebuie și era Prahova Unite, se juca echilibrat, nu prea avea loc de noi în campionatul național multă lume. Așa, da? Asta e. M-am delăsat un pic de campionat, sincer să fiu, un pic mai mult. Am insistat un pic anul ăsta pe columbodrome, dând un curaj și
anul, rezultatele din anul precedent, da. Și am zis, bă, aici pe Columbodrum dai bani, dar ai șanse să mai și recuperezi din ei. Așa. În schimb, în campionat i-ai dat și sănătate. Nu mai ce să mai recuperezi. Deci, da, dai și colo și colo. Aici doar mai treci cu speranța că poate mai faci ceva. Și s-a ajuns concurență foarte mare și pe Columbodrome. Nume destul de grele. Da, așa. Și o concurență frumoasă. Da, da, da. Toți au parte de aceeași tratație, toți trebuie să vină în același loc. Da. Nu mai e că condiții are avantaj egale, X, da, avantaj Y, că bate vântul în stânga. Că e bate mai pregătit de, da, așa. Exact, da. Aici, valoarea porumbelului trebuie să facă diferența. Așa. Nu mai are alte artificii. Așa. Vă dorim un succes astăzi. Mulțumesc. Să vă aștept Dumnezeu să aveți un loc cât mai bun, dacă se poate. Mulțumesc. Tot unul, nu? La toată lumea să fie bine. Cu stimă, domnul Bogdan, mai bine.